Dragi prieteni, eu pornesc cronometru în acest moment ca să nu mă lungesc mai mult decât este decent. Le mulțumesc organizatorilor, mulțumesc și conducerii Harrell School, fiindcă militează împotriva încălzirii globale. Iată, sala nu este încălzită, ca nu cumva să poluăm. Greta Thunberg este cu noi. Spiritul ei tutelar veghează și asupra noastră, dragi prieteni. Așa că sunt convins că dacă veți începe să bateți din picioare frenetic, nu e datorită faptului că spun eu niște lucruri extrem de inteligente, ci fiindcă vă e pur și simplu frig. Deci vă rog frumos să vă simțiți liber, să vă manifestați entuziasmul în fața oratoriei noastre improvizate, în ceea ce se numește Old Speech Room, și unde nu poți să te simți decât absolut humbled, fiindcă te gândești că aici totuși au vorbit Byron și Churchill, doi dintre cei mai elocvenți englezi, așa că sunt firește față de ei un orator nu mediocru, ci absolut irelevant. Așa că nu veți auzi de la mine, cum ar zice englezii, a harrowing speech în această Harrow Old Speech Room. Vreau să încep vorbindu-vă despre Churchill. Dacă ați intrat pe sala aia un pic mai încolo unde se află standul de cărți, apropo, Mihai Neamțu a adus o întreagă bibliotecă pe care o va vinde în seara asta, alții dintre noi mai puțin, nu suntem la fel de productivi. Veți vedea portretul lui Churchill, faimos elev al acestei școli. Și vreau să vă povestesc o întâmplare. Churchill avea 13 ani în 1897 și directorul acestei școli, pe care îl chema J.E.C. Weldon, nu e foarte faimos, dar era un om impunător, avea oricum și 2 metri, era cam de înălțimea domnului Yuga, care ne-a dominat în toate aceste zile și ne-a făcut să ne simțim niște pigmei și nici măcar pe spatele unor giganți, nu, cum spuneau medievalii. Deci Weldon ăsta de la 2 metri îl cheamă pe micul Churchill, care avea 13 ani, și îi spune... Lui Churchill nu era foarte disciplinat, geniile adesea nu prea respectă convențiile, li se par niște chestii penibile, veți observa lucrul ăsta și la unii dintre oratorii acestei seri. Și atunci... și i-a spus Weldon lui Churchill, "Young man, I have great reasons to be displeased with your conduct." Și ce credeți că a făcut Churchill? S-a înfipt așa în podea și i-a zis, "And similarly, sir, I have great reasons to be displeased with your conduct." Avea curaj și tupeu Churchill. Și cred că avem imens de mult de învățat de la Churchill, dar primul lucru pe care eu l-aș menționa în seara asta este curajul. Curajul de a-i spune nu unui om care înghițise, care răsese țări întregi de pe hartă, curajul unui om politic pe care contemporanii îl considerau neserios, unreliable era cuvântul esențial care se rostea în spațiul public despre Churchill. Erau reliable, firește, toți conformiștii și lașii care căutau moduri de a pactiza cu Hitler. Churchill era unreliable, da? Și acest om unreliable, printr-o, aș zice aproape, o hotărâre providențială, providența uneori scoate unii oameni în istorie și îi aduce în fața altora pentru a-i conduce în momentele cele mai negre. Și Churchill a fost fără îndoială un lider providențial. Churchill a avut curajul să-i spună nu lui Hitler și să se opună acestui tiran sângeros. Și după ce a declarat război Germaniei, Churchill a venit aici la fosta lui școală în 29 octombrie 1941, putem să ne imaginăm că degera un pic ca noi așa, era corpolent, deja un om în vârstă, și a rostit aici un discurs faimos în fața elevilor de 14, 15, 16 ani, dintre care unii vor fi 17, 18, vor fi chemați să moară în al doilea război mondial pentru libertate, deci în fața elevilor fostei sale școli, a rostit discursul din care vă voi cita doar frazele cele mai celebre. Never give in. Never give in. Never, never, never. In nothing great or small, large or petty. Never give in, except to convictions of honor and good sense. Never yield to force.
Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. Apparently overwhelming might of the enemy. Și cum noi, creștini fiind, să nu ne dăm seama că întotdeauna dușmanul nostru, și care e în ultimă instanță dușmanul tuturor creștinilor, dacă nu necuratul, forța lui este doar aparentă. Atunci când avem impresia că răul cucerește lumea, iar răul pe care îl trăim noi, să fim cinstiți, este foarte mic încă, foarte relativ, foarte tolerabil. Atunci când avem impresia că răul cuprinde lumea, cum au fost momentele de satanism dezlănțuit ale celui de-al doilea război mondial, Hitler și Stalin, perioada comunistă, când ai impresia că răul cucerește lumea, trebuie să-ți dai seama că față de Dumnezeu răul este zero, este ridicol. The apparently overwhelming. Vorbea Churchill ca un profet aici. Nu cedați niciodată, le spunea elevilor, în afară de două lucruri. Onoare. Sentientul onoarei. Era un sentient firește aristocratic. Churchill era Spencer, se născuse la Blenheim Palace, din familia ducilor de Marlborough. Aripa mai scăpătată, dar puțin contează. Sentimentul onoarei, sentimentul integrității pe care noi ca creștini le avem, fiindcă, scuze, modelul nostru ultim este Iisus Hristos, adică onorabilitatea absolută, perfecțiunea, curățenia și bunul simț, zice. Good sense. Bunul simț despre care spunea Descartes că este la chose au monde la mieux partagé, lucru care este cel mai bine distribuit la toată lumea pe lume. Și asta unii înțeleg că toată lumea are bun simț. Nu e adevărat. Vă veți uita în jur și veți vedea că 90% din oameni n-au bun simț, sau nenumărați dintre ei. Nu înțeleg lucrurile simple și evidente. Dar găsești bunul simț acolo unde nu te aștepți. Îl găsești la o țărancă simplă pe cum Elisabeta Rizea din Nucșoarea, care a rezistat tiraniei satanice a comunismului. Îl găsești la Anița Nandriș-Culdlea, altă femeie simplă din Bucovina, deportată în Siberia. Femei înstelate, cum le-ar fi spus Gustave Thibon, femei care îl aveau pe Dumnezeu. Și nu-l găsești la oameni înalți, la demnitari, la politicieni, nu-l găsești la intelectuali, nu-l găsești la profesori, la oxonieni, la harrowieni și itănieni, nu-l găsești la oameni aparent inteligenți, dar îl găsești la oameni aparent simpli. Bunul simț. Și ce e până la urmă creștinismul dacă nu este bunul simț însuși? Ce e creștinismul dacă nu e firescul însuși? Firescul de a te uita la un bărbat și de a vedea un bărbat, de a te uita la o femeie și de a vedea o femeie. Ce poate fi mai firesc și mai simplu pe lumea asta? Și totuși lucrurile care par firești și simple astăzi nu mai sunt. Ce poate fi mai firesc și mai evident decât că familia este un lucru bun, să-ți crești copiii respectând valorile? Ei bine, astăzi nu, astăzi se cultivă anarhism și așa mai departe. Bun. Curajul de a vedea lucrurile adevărate așa cum sunt, adică adevărate, și de a nu crede că ele sunt mai sofisticate decât cum sunt. Curajul bunului simț, îndrăzneala de a fi banal, cum spunea Alexandru Paleologu, îndrăzneala de a fi paradoxal în banalitate și banal în paradox. Bun. Curajul este ceea ce a predicat Churchill elevilor acestei școli. Și curajul este până la urmă ceea ce ne cere Mântuitorul Iisus Hristos. Repet adesea acest lucru. Primele cuvinte ale lui Hristos după înviere sunt: bucurați-vă și nu vă temeți. Sunt primele cuvinte pe care le-a rostit după înviere. Bucurați-vă, le-a spus femeilor, și nu vă temeți. Notați că îngerul le spusese doar nu vă temeți. Îngerul era înfiorător când ele au venit la mormântul gol. Hristos însă le-a dat ca primă poruncă: bucurați-vă. E prima poruncă a creștinilor. Uneori eu însumi am tendația de a vedea creștinismul sub o amenințare a modernității. Și într-adevăr, modernitatea asta, ceea ce eu numesc evul media, eu mă ocup cu evul mediu, care îmi place extraordinar de mult, și toată ziua îmi zice: a, evul mediu, ce urât. Nu sunt mai încântat de evul media, vă spun sincer. Evul ăsta media în care noi trăim și care este timpul pe care ni l-a hărăzit Dumnezeu, nu e altul, în ăsta ne vom da măsura, în ăsta ne vom lucra mântuirea, în ăsta ne vom scrie opera, ne vom face și ne vom crește copiii, în timpul ăsta, nu în altul.
N-are sens să ne dorim alte timpuri. Nu putem să fim nici paseiști, nici futuriști, nici progresiști, nici retrograzi, n-avem ce să fim. Suntem oamenii prezentului. Și asta e, de fapt, o dovadă de bun simț, să-ți accepți timpul și epoca și propria persoană. În timpul ăsta trăim, firește, o epocă tot mai tehnică, tot mai sofisticată, aparent, și în același timp spiritualmente și intelectualmente tot mai naivă. Mă uit în jur și văd cu câtă naivitate oameni extrem de sofisticați din universități. Am și eu contact cu oameni de la Oxford, de la Cambridge, de asta. Săptămâna trecută am organizat la Cluj o conferință cu cantabrigenți și londonezi. Oameni care nu mai au acces la adevărurile care pentru orice țăran român sunt esențiale și de bază. Oamenii ăștia au devenit atât de complicați și atât de sofisticați încât nu mai știu să fie simpli, adică să aibă bun simț. Pretenția acestei epoci științiste, pozitiviste și în același timp relativiste este ca știința, care de fapt e un simplu instrument și care nu are în sine o valoare de cunoaștere, are o valoare exploratorie, dar nu are o valoare nici metafizică, nici morală, nici etică, nici prescriptivă, ca știința să devină un soi de sistem de valori. Ori știința nu poate fi un sistem de valori, așa cum metoda în sine nu poate deveni un scop. Veacul nostru evacuează încet, încet umanul din fața științei. Georges Bernanos, un scriitor catolic francez extrem de vizionar, scrisese în anii 30 o carte care se numea Franța împotriva roboților. Ori astăzi vedem și ne uităm și în filmele Hollywood, nu? Avem impresia că trăim într-o lume în care robotizarea, mașinizarea, să zicem chiar și robotizarea relațiilor interumane, încet, încet golește, evacuează umanul și creează o utopie inumană, dezumanizantă. Ideologia încălziristă, că tot vorbeam acum de încălzism, nu? Care pune natura deasupra omului. Noi știm că omul este stăpânul creației. Ori această ideologie, care până la urmă este dezumanizantă, atee, inumană, devine antiumană, fiindcă omul este considerat un fel de dăunător al planetei. Omul ar trebui să dispară ca să se simtă bine gândacii și frunzulițele și iarba și salata și rapița și toate chestiile astea. Acolo s-a ajuns. E ceea ce C.S. Lewis numește The Abolition of Man. În numele umanismului și a acceptării tuturor celorlalți, s-a ajuns la negarea diferențelor exact esențiale dintre noi. Deci, pe de o parte, ni se cere să cultivăm și să respectăm diferența și, pe de altă parte, aceeași ideologie abolește diferența, începând cu diferența cea mai importantă dintre oameni, pe care o vede orice om dotat cu un pic de bun simț, uitându-se la barba lui și lipsa ei de barbă. Lucru care nu mai pare atât de evident astăzi. Femeile, evident, poartă barbă. Din Homo Faber, omul a fost infantilizat și a devenit un soi de Homo Ludens. Esența societății noastre e să ne distrăm. Cum vine? Ui, gata, ne distrăm cu program obligatoriu. Distracția obligatorie conformistă cu program. Nu te-ai distrat, ești o nulitate, ești un ratat, ți-ai ratat viața, hai să te distrezi. N-ai niciun chef să te distrezi. Distracția înseamnă că ești distras, nu te mai concentrezi asupra ta, asupra lucrurilor importante, asupra lumii, nu-ți mai pui întrebările care contează. Omul masă și omul funcție au luat locul omului persoană, așa cum l-a instituit creștinismul. E un lucru despre care a scris Ortega y Gasset încă din perioada interbelică. Despiritualizarea până la urmă duce la dezumanizare. Dumnezeu pe care toți îl proclamă mort nu poate avea decât, deci uciderea simbolică, firește, că Dumnezeu nu poate fi ucis, slavă Domnului, nu. Dar uciderea în efigie sau în discursul public al lui Dumnezeu nu are decât o singură consecință, uciderea omului, ceea ce numea C.S. Lewis The Abolition of Man. Și lucrul ăsta s-a întâmplat cu metodă și cu rigoare de fiecare dată când Hitler a considerat că unii oameni nu sunt oameni sau când Stalin și comuniștii au considerat că unii oameni sunt inferiori și dăunători. Îngrijorarea față de lucrurile care nu pot fi controlate, cum ar fi de pildă clima, e
compensată de o indiferență față de deriva umană, față de lucrurile care pot fi controlate, față de modul în care cresc copiii, față de oameni care cresc într-o societate opulentă și în același timp într-o criză de sens care îi face să se drogheze, să se alieneze, să nu-și găsească locul pe lumea asta, deși au de fapt tot ce le trebuie și niciodată oamenii n-au avut mai multe condiții pentru a fi fericiți. După exacerbarea luptei de clasă a perioadei comuniste, marxiste, astăzi s-a transformat lupta de clasă în lupta de sexe. În loc să privim la complementaritatea dintre bărbat și femeie, la complementaritatea de funcții pe care bărbatul și femeia o au în familie, de pildă tatăl care își ține copilul în brațe ca mama să se odihnească și ea o secundă, fosta mea studentă de la Cluj, de la engleză maghiară, și alți. Deci, în loc să ne concentrăm pe complementaritate, astăzi am adus lupta de sex, am învrășbit bărbatul cu femeia. Bărbatul e un fel de cancer al umanității, bărbatul a devenit toxic masculinity, cum se spune, da? Sunt oameni care spun că toți bărbații ar trebui să fie castrați, exterminați, nu știu ce ar trebui să fie. Firește, dacă sunt și creștini și albi, nu mai au nicio scuză. Indistincția ia locul personalismului. Personalismul creștin înseamnă să vezi în fiecare om chipul și asemănarea lui Dumnezeu și individualitatea, personalitatea lui. Indistincția ne cere să vedem false diferențe care după aia sunt pierdute în masificare și în socializare. Noi astăzi vedem numai categorii, nu mai vedem pe omul X, vedem homosexualul X, vedem creștinul X, vedem creștinopatul X, nu știu cum li se zice, vedem negru X, vedem românul X, vedem englezul X, nu mai vedem persoana umană X. E o depersonalizare în toată această lipire de categorii. Avem capacitatea de a ști mai mult decât oricând și tot ce facem este să explorăm exhaustiv trivialul, lucrurile care de fapt nu merită cunoscute. Universitatea însă și-a devenit o fabrică de inutilități. Societatea spectacolului a da, e o porcărie universitatea, nu vă pierdeți timpul, mai bine construiți... Mai bine construiți o casă. Serios. Sigur, unii dintre voi deja faceți, așa că nu trebuie să vă dau sfatul ăsta. Societatea spectacolului a abolit politicul. Noi astăzi nu mai votăm oameni politici, votăm jurnaliști cu papagal care sunt în stare să ocupe sonor o sală întreagă timp de o seară. Nu votăm oameni cu viziune, oameni articulați, oameni cu credință, ca noi. Nu votăm... Votăm oameni funcție, votăm jurnalist, starlete, comedianți pe sondaje și pe cât e de telegenic. Socialul înlocuiește religiosul. Comunitatea care era aproape de om, comunitatea naturală, familia, biserica, grupul de lucru, breasla, comunități naturale, ceea ce se numește în teoria politică creștin-democrată corpuri intermediare, sunt dizolvate și sunt înlocuite de chestii artificiale impuse de societate. Caritatea, solidaritatea, sunt naționalizate de stat și distribuite impersonal. În loc să fie ce nu cum ne poruncește Mântuitorul, să nu știe dreapta ce face stânga, să nu știe stânga ceea ce dreapta, în loc s-a privatizat. Astăzi mila nu mai este față de aproapele, aproapele fiind ăla de lângă mine, care chiar are nevoie acum de un ajutor din partea mea. Aproapele e înlocuit cu departele, copiii din Africa, balenele, delfinii, vremea. Ăstea sunt preocupările oamenilor în loc să fie aproapele, nu tot timpul. E un zgomot continuu care acoperă un vid spiritual în care noi, cei care suntem creștini, recunoaștem și urăciunea pustiirii, recunoaștem și lupta eternă a depersonalizatorului absolut, a non-persoanei, dușmanul, vrăjmașul, de a aboli persoana umană. Revin la ceea ce spunea C.S. Lewis, The Abolition. Și atunci ce-i de făcut? Păi, în primul rând, e simplu.
Trebuie să ne bucurăm că suntem creștini, să fim fericiți, să știm ce credem și să rămânem fermi. Trebuie să nu ne fie frică. Și eu mă bucur că noi românii trăim totuși într-o țară în care, iată, un reprezentant oficial al statului român al ambasadei poate să țină un discurs creștinesc fără să fie cenzurată de centrală. Eu nu cred că un diplomat englez ar fi avut curajul să spună, să vorbească creștinește ca doamna Laura Popescu. Trăim într-o țară încă normală. Trăim. Bun. Noi ca diasporă, și acum vreau să închid, deja m-am lungit mai mult decât e cazul. Diaspora românească pentru mine este avangarda României în drumul către ea însăși. Și drumul către ea însăși nu este doar ce ne place, ci este ceea ce vedem aici. România are într-un fel șansa, datorită întârzierii comuniste, să fie contemporană cu propriul ei viitor. Dacă înțelegeți ce vreau să spun, Anglia este viitorul României. România va arăta ca Anglia peste 20, 30, 50 de ani. Nu integral, nu vom avea Harrow, nu vom avea Oxford vechi de 800 de ani. Dar vom avea autostrăzi, vom avea supermagazine, vom avea salarii de 2000 de lire, nu-mi fac nicio grijă de toată chestia asta. Da, deci România și vom avea și secularizarea, și vom avea și descreștinarea, și vom avea și îndoctrinarea stângistă la școală. Dumneavoastră sunteți aici avangarda românității în propriul ei viitor. Înțelegeți ce vreau să spun? Asta este șansa și asta este misiunea pe care dumneavoastră o aveți. Că vă întoarceți înapoi, cum eu mi-aș dori, sora mea s-a întors la Cluj după 22 de ani, a învățat și a trăit 11 ani la Roma, s-a căsătorit cu un belgian și a mai trăit 11 ani la Bruxelles, unde a avut doi copii mici, și s-au întors cu toții, cu belgian cu tot, la Cluj, și sunt foarte fericiți. Și mi-a zis ceva ce nu pot să spun așa foarte ușor, dar mi-a zis, asta e și pentru prietenii noștri maghiari, zice, îmi place mai mult multiculturalismul de la Cluj decât cel din Bruxelles. În fine. Și, dragi prieteni, vom trăi vremuri de ispite și de persecuție? Să ne ferească Dumnezeu, nimeni nu-și dorește așa ceva. Eu sper că vom continua să trăim într-o societate liberă, în care nu vom fi cenzurați niciodată pentru că ne declarăm creștini, pentru că îl mărturisim pe Hristos, pentru că ne spunem cu civilitate și chiar cu umor punctul de vedere. Sper că nu vom fi niciodată cenzurați, persecutați, dați afară de la catedre, amendați și așa mai departe. Din păcate, lucruri de genul ăsta deja se întâmplă în Occident și, slavă Domnului, nu se întâmplă încă în România. Avem datoria de a acționa, cum spunea Sfântul Pavel, catehontic, adică preventiv, să ne opunem tainei fără de legii și avansului descreștinării. Dumneavoastră care sunteți aici deja știți mai mult lucrurile acestea decât mulți oameni din țară. Explicați-le fraților din țară că o țară ca afară nu înseamnă să copieze ad literem absolut tot, ci să ai discernământul și inteligența de a lua ceea ce este bine, începând cu tot ce a dat creștinismul Occidentului, etica muncii, seriozitatea, compasiunea față de celălalt, îngăduința, toleranța și să nu iei neapărat tot ce este rău, adică tot ce e derivă și decadență în Occident, fiindcă nu totul e perfect aici și nu totul e rău la noi acasă. Asta este până la urmă și lecția. Dar dacă ne va fi dat, Doamne păzește, să trăim vremuri de persecuție anticreștină, moderată sau mai accentuată, există trei variante. Și ele sunt menționate de Nicolae Steinhardt în Jurnalul Fericirii. Chiar la început, primele pagini, nu trebuie să citiți prea departe. Da, firește, trebuie să citiți tot, mai ales cei tineri de aici care ați crescut în Anglia și habar n-aveți de Jurnalul Fericirii. În vacanță, asta cereți de Crăciun, Jurnalul Fericirii, citiți Steinhardt și când mă invită data viitoare, fac un quiz să vedem dacă ați citit corect. Sunt trei opțiuni împotriva unei opresiuni, spunea el. Prima este cea a lui Solzhenitsyn, care se declară mort către lume, mortificat, din clipa asta nimic nu mă mai atinge, ca un călugăr. Da, eu am murit pentru lume, puteți face cu mine ce vreți, mă puteți ucide, tăiam bucăți, nu contează. E o variantă a martiriului și a morții către lume, foarte creștinească. A doua variantă este să faci pe nebunul, să nu-ți pese, să fii un fel de non-conformist, îți vopsești părul mov, înjuri pe toată lumea, un soi de rocker, de varianta Zinoviev, spune. A treia este varianta pe care eu am decis să o urmez, probabil și din
înclinații temperamentale cărora nu le pot rezista. E varianta lui Bukowski, care a murit zilele trecute, și a lui Churchill. E varianta curajului, a rezistenței, varianta de a spune adevărul în fața celor puternici, indiferent de urmări, a paresiei, dacă vreți. Varianta este aceasta. Never give in. Never, never, never. Și cu asta am încheiat.